are un titlu mai avut să-l schimbe așa un pic, numindu-se Echilibru. În aplauze! Am aflat pe recent că, venind încoace, am aflat că am, pentru această seară, de făcut un studiu de caz. Și discursul meu trebuie să se bazeze pe un studiu de caz. Și un pic m-am gândit că am dat-o în bară. Nu o să fiu apreciat foarte bine, nu o să iau licențele oferite de Toastmasters, dar totuși, gândindu-mă la ce am de spus, zic, stai un pic. Am făcut chiar cea mai bună, cea mai bun studiu de caz care poți să-l faci. Introspecția. Studiu despre tine. Iar m-am analizat pe mine. Am gândit ce ai nevoie ca să fii în echilibru. Ce ai nevoie ca să nu fii tras pe sfoară, să nu fii dezechilibrat, să nu fii manipulat de alți oameni. Și mi-am adus aminte cum în 2007, pe când trăiam în mașină de timp de 3 luni de zile, în California, în ultima zi aflării mele în state, am zis că eu vreau să mă distrez. Ultimele seri, vreau să... Am lucrat toată vara. Doar pe pat. Am trăit doar pe pat. Am trăit în mașină, am acumulat bani. Evident, scopul a fost să economisesc dolarii pe chirie. Cu prietenul de la McDonald's, Fernando, un mexican foarte drăguț și cu vreo 20 cm mai jos ca mine și 20 kg mai greu, am mers la propunerea lui, evident, el era din zonă, cunoștea bine localurile, am mers la un strip club. Super! Mergem la strip club. Prima ce m-a impresionat, fenomenal. Din afară, doar peretele, doar niște cărămizi, foarte simplu și denumirea foarte sublimă. Rino. Și cu un semn de corn pe rinocer. intrăm în local. Foarte interesant. Nici urmă de fum de țigară. Nici urmă de fel de... Știți, atmosfera care este obișnuită în cluburile de noapte, da? Fel de smog, ceasă. Nu știu, oameni, poate beți. Nimic asemenea. În același timp, nu se vinde deloc băuturi alcoolice. Nici ceai, nici cafea. Singurele băuturi erau accesibile. Erau apa și Red Bull. Atât. Foarte neobișnuit. Nu vi se pare? Ne așezăm la masă. Bineînțeles că deja prestau domnișoarele și etalau maestria, executând mișcări foarte complicate. Și, la un moment dat, pe vreo două dansuri, se deschide ușa din care ieșeau domnișoarele pe scenă. Și ies toate de rând, una după alta, vreo 20 de domnișoare, și ies toate în rând și prin coloană. Și se dispersează prin sală. Eu, bineînțeles, mă prefac că sunt din zonă, știți, sunt echilibrat, sunt pe tema mea. Mă fac că sunt obișnuit cu tot ce se întâmplă. Se apropie la un moment dat una din fete și au vorbit, dar nu a numit cu mine, n-a simțit că a numit cu mine, că era cu Fernando. Și zice... Și întreabă în engleză dacă vrem un lap dance. Stai cu... Nu cunoșteam ce înseamnă lap dance. Exact, era prima oară, nici cu două n-a fost un strict bar. Și când pleacă domnișoara, eu întreb Fernando, bă, dar ce înseamnă? Zic și mie. Zice, păi, îți dansează dans privat. Mă gândesc eu. Cred că are în vedere că te duci undeva și dansează, adică pur și simplu mai poți să vezi. Zic, bine, și cât costă? Zice, $20. Exact $20 are la mine, cash. Exact, fix. Am dat $10 la intrare și 20 în caz de cel mai urât scenariu. Și zic, păi, ok, $20 poți să vezi, dar poți să te înțelegi cu ea. Zic, stai puțin că-ți poate și poate mi se mai uite. Așteptăm următoarea, după iar nu vor 5 alte domnișoare care au dat pe acolo pe scenă, iarăși vin toate. Și în moment dat simt o mână cum se coboară. Când merge un pic în jos, se oprește și zice la ureche, i-am simțit mirosul. Zice, do you want a lap dance, baby? Imaginați-vă, după 4 luni de aflare în America, 3 luni de dormit cu un băiat în mașină, pe rând. Era un glas de înger.
Și zic că, dar nu m-am pierdut. Dar cât costă? 20. Mergem. Și mă ia de mână. A fost cea mai plăcută atingere din viața mea. Mă ducea, mergeam ca o bieluș din urma ei. Mergem în cameră. Credeam că o să fie ceva de genul, pur și simplu o să scoată partea de sus, mi-e facea de scenă, a costumului ei și pur și simplu va fi un dans mai apropiat. Adică o vedeam mai aproape. Însă a fost un pic diferit. De când a început piesa, pentru că era o singură piesă, 20 de dolari pentru un cânt, pentru cât durează o piesă. Începe piesa și din două mișcări fata rămâne în pantofi și deodată începe să danseze mult mai apropiat decât mi-am așteptat. A continuat toată această chestiune, pot să vă asigur că acea piesă a trecut pe o răsuflare. Nu știu, eu aveam impresia că ea este în cărdășie cu DJ-ul și special a pus o piesă care să dureze, nu știu, mult mai puțin. Dar ce se întâmplă la sfârșitul piesei? Ea zice, vrei să-ți dansezi două piese? La preț de una. Băieți, nu mi se pare o ofertă superbă? Două piese la preț de una. Zic, da, da, am cardul de credit cu mine. Cardul de credit este aici, zic, aveți bancomat. Au bancomat în strip club. Pur și simplu, poți să ceri strip club, să spăți bani. Facem o farsă. Trece cele două piese foarte repede. La sfârșitul acelor două piese, mai face o ofertă. Zice, pentru 40 de dolari, o să faci cu mine ce vrei. Ce a urmat a fost scurt. Dar m-am trezit abia atunci când mergeam cu membru din security, mergeam spre mașină, deci mă păzea să mă fug. Mergeam spre mașină să-mi iau cardul de credit. Din toată această poveste, am realizat că este foarte important pentru fiecare dintre noi. Sunt sigur că și femeile sunt la fel de vulnerabile cu toate întrebările. Dar anume că este important să fii întotdeauna hrănit, sătul, hodinit, da? Și măcar un pic iubit. Mă doresc la toți să aveți parte de iubire! Iubit?